Numele meu este Constantin Brâncuș și m-am născut la 19 februarie 1876 în Hobița, județul Gorj. Sunt cunoscut astăzi ca fiind unul dintre cei mai influenți sculptori ai secolului al XX-lea, precum și un pionier și vizionar al modernismului. Încă din copilărie am început să am o afinitate pentru sculptarea obiectelor din lemn și adesea o foloseam ca o formă de evadare de la truda vieții de zi cu zi. După ce am împlinit majoratul, mi-am creat prima vioară din lemn lucrată manual, iar opera mea nu a trecut inobservată și a atras atenția unui industriaș care a fost impresionat de munca mea și de talentul meu pentru sculptură. Acesta m-a înscris la Școala de Arte și Meserii din Craiova, unde mi-am urmat pasiunea și dragostea pentru prelucrarea lemnului și am absolvit mai târziu cu înalte onoruri în 1898. M-am înscris apoi la Școala de Arte Frumoase din București, unde am primit îndrumare și formare educațională în domeniul sculpturii. În 1903 am călătorit la München, apoi mai târziu la Paris, unde am fost primit cu brațele deschise de comunitatea artistică de acolo. Lucrările mele au început să crească în popularitate, captând atenția și admirația oamenilor din Franța, România și Statele Unite. Operele mele de la Târgu Jiu, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului marchează, într-adevăr, apogeul carierei mele artistice. Timp de 19 ani am creat aproximativ 15 piese, majoritatea recreând idei și teme anterioare din lucrările mele. Deși faima mea era încă în creștere, am început să mă retrag din ochii publicului. Am murit pe 16 martie 1957, la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă 1200 de fotografii și 215 sculpturi. Astăzi, studiul meu este deschis publicului, iar lucrările și moștenirea mea inspiră încă artiști, arhitecți și artizani moderni.